Consul decurge prin, începem cu măsurătoarea dioptriilor la pacient, după care tensiunea oculară, apoi se verifică acuitatea vizuală, cât vede cu și fără ochelari, ochelarii vechi se măsoară, după care, în funcție de acuitatea vizuală, de vedere a pacientului, trecem la partea de explorare a polului anterior. În funcție de ce găsim la polul anterior, îi recomandăm sau nu examenul mai departe a fundului de ochi cu picături. Depinde, dacă sunt tineri și par a fi ok, nu e obligatorie examinarea cu picături. Dacă sunt mai în vârstă, pot apărea diverse probleme, gen cataractă, care nu îți permite examinarea fundului de ochi fără picături și atunci îi dilatăm. Se așteaptă o perioadă de 10 minute, un sfert de oră până se dilată pupila și apoi trecem la explorarea fundului de ochi. Și de aici o grămadă de alte investigații în funcție de ce găsim. Câmp vizual, tomografie de nerv optic și cam astea sunt explorările pe scurt.